Bună ziua, prieteni! Bună seara! Și mă dai pe vlog. Alte vlog. Banii lui mama ce până mă zi pe vlog. Prieteni, afară plouă. Și toată lumea a luat o razna. Trebuie duș la spitalul 8 plus 1. Ca să nu vine simțită. Bia o cafea. Ce plai? Mama e în casă. Leonard e la mine. Se joacă acolo la... la joc. L-am luat cu tot cu joc de acasă. Tata e pe dus, nu-i convine nimica, că nu facem, că aia, nu știu ce are. Au luat o razna, omul când îmbătrânește o ia razna. M-am spălat pe cap și uite, eu când m-am spălat pe cap, mi-a părut toate părțile. Și astăzi sunt într-o stare foarte iure, n-am chef de nimic. Plouă de dimineață. Bine, nu chef de dimineață. A gătit mama ciorbă de miel. Dar nu ne-a căzut prea bine. Mi-e rău. Și de asta mi-am făcut o cafea să-mi revin. Și am zis, hai să fac și un vlog. Să nu treacă ziua aiure, nu? Că avem nevoie de bani, prieteni. Și eu am nevoie de bani, mai ales că nu mă întreține nimeni. Trebuie să-mi fac banii mei singură. Și mulțumesc datorită vouă. De când sunt eu și de când mi-a făcut canal de YouTube, datorită vouă, eu îmi fac banii mei separat. Și vă mulțumesc din suflet, cei care sunteți alături, și cei care nu sunteți alături, vă mulțumesc și vouă că tot mă urmăriți, de o curiozitate. Și mi-am luat niște roșii acum, am dat 7 lei pe 2, 4, 6 roșii. Ce-ai, fată? Nu-mi furau locul. Niște roșii ala mondiala, dar mai micuțe, dulci, de grădină, dar s-a schimbat becul, parcă să mă văd și eu altfel. E lumina mai albă. Eu sunt varianta mai albă. Vedeți? Sunt micuțe, așa, sucuiate, dulci. N-am dat mâncat fructe, n-am vrut să mănânce și el ciorbă. Mă duc, acum în curând mă duc la el în casă. Am ieșit să-mi fac o cafea, mă nu se iau pâine, nu e pâine la magazin. Și ce să mai zicem, prietenanțe, duminică, e plictiseală. E pot să mă uit afară, lumea e cu curul sus. N-am unde să mă duc și eu, că și așa parcă și mergeam eu pe undeva. N-am mașină să mă plimb și eu, mașină am de fără mată. N-am cu ce să ieși o la plimbare cu vorbița mea. N-avem decât, el se joacă la joc și eu stau aici așa. Vine noaptea, ne punem la somn, iar mâine ce zic. Și uite că și bateria mi se duce de la telefon, nu știu ce are telefonul meu. Stau foarte prost cu el, cu bateria. Se stinge la 15-20%. Îl ia Dumnezeu și pe asta. Să beau cafea. Cine-i? Voi ce mai faceți, prieteni? Mamă, ce frumos e! Mor! Eu mor! Doamne! Ce ochi are? Si poate mai am mică de milog. Să zici lui Virgi să nu mai posteze. Ce să mai zicem, prieteni? Vă mulțumesc la comentariile de ieri de la vlog, care l-am făcut cu tocana.
Am făcut și pogăci, am făcut și plăcinte, cum facem noi. Cum le ziceți dumneavoastră, nu știu, gogoși. Gogoși le zicem și noi. Gogoși. Turte. Turte. Depinde. Grătar, atâta mâncare. Am mâncat și din tocana aia seară și mi-a fost ușu și mădănina. Ce ai, fată? Mor, mă vine să mănânc. Dar nu mai pot. L-aș arăta aici pe vlog, dar de ochi lumea. Nu. Eu omoară oamenii puternici. Își văd nepotul pe vlog aici. Mamă, ce față ai, da. Dar și e negheu ăla. E fuisit. Că mi era nandă mică. Dumneavoastră, din ce faceți? Ce mai ziceți? Ce ați făcut ieri? Ce ați făcut astăzi? Doamnele mele, ce ați mai gătit? Ce să vă mai întrebi? Mă întreb și eu. Mă, serios, asta e cea mai reușită perioadă din de pe anul ăsta. Stai, să nu dau. Deci cea mai reușită, nu? N-ai. Zici că-s frate. Pe anul ăsta. Pe anul 2014. Zici că-s frate. Tu vezi? Chiar că reușită. Lasă-mă, te vin. O să-mi găsesc și o pereche. Tu zici de tine, e bun. Să fie pe anul 2025. Sau pe anul 2023. Nu știu ce să-i fac leunatul de mâncare. Cartofi, nu sunt la magazin să iau cartofi să-i prăjesc sau să fac un piure, că am brânză. Ce să facem? Cartofi ne trebuia. Păi și de unde luăm? Trebuie să mergem și noi în for. Mergem în for, dacă ne-a dat tata mașină. Nu știu ce am ieșit de aici, o chestie, nu știu ce am aici. Hai, prieteni, să vă arăt și dumneavoastră vremea de afară. Să nu vă plictisesc, să vă uitați la mine. Mi le arăt și pe Nando puțin. Ia uitați. Vreme posomorâtă. Și noi suntem plictisiți. Asta numai aici, afară, în ploaie. Să vreau un pic pe Nando, i-am pus jocul ăsta care se joacă pe hol în cameră, n-am televizor. Nando! Unde? El e supărat. De ce mă nu-l bagi și pe el? Apă tu te iei după Denis. Salută și pe prietenii mei aici. Dacă nu îi spui să mă bagă, nu. David? Da. De o oră se roagă la tine. De o oră. A? Ce? De o oră se roagă la tine. Bagă-l și pe el în grup cu voi. Pe fără? Uite, îl întreabă pe ăla, pe Denis. Doamne, ce copii răutăcioși. Mami. Nu vreau să mă bagă. Denis! Să nu mai vorbești cu ei. Joacă-te tu singur și nu mai vorbi cu ei. Lasă, că văd eu David după aia când te-o suna. Nu are. Auzi, Madalina, că luăm din oraș, că nu sunt cartofi. Să luăm și cartofi. Să vină șeful. Mă, de crezi că să ia, uite, de două ore, mă rog, de ei. Da, mamă, eu vin încă. Mami, știi cum tu că nu păi nu vezi că îi spun și degeaba. Mă spune, hai! Mami, te rog, să mă bag de Denis!
Trebuie să-mi termin vlogul ca să nu mai lipesc părțile, să fac și eu un triunghi, că n-am memorie. Păi dacă nu vrea. Uite, stai că rog acum pe vlog direct. Să vadă lumea ce e Denis. Îl bag și pe el, să roagă de tine de două ore. De bine, două ore. Bine, bag. Acum, hai. Stai să-l blochez. A, l-ai și blocat. Vezi ce ești tu? Da. Ce să fie? Denis, ești un dușmănos. Ești dușmănos, gata. Tu să nu mai vorbești cu Denis în viața ta, că așa ți-a făcut probleme de multe ori, Denis. A spus că nu mai îmi bagă, David. Joacă-te tu singur, dar nici să nu mai vorbești cu el. Haide tu cu mama. Hai cu mama, lasă-i acolo. Lasă pe Denis, că Denis îl prinde, mă, și-a luat și el Xbox și acum face figuri. Când ai avut tu și David, el nu avea. Hai. Auzi că nu știu să fac misiuni grele. Știe el, el știe, e deștept. Hai. Fă-i tu singur, mama, hai. Hai, fă-i tu singur acolo. Că n-am voie să filmezi acolo, mami. Mami, te rog, vezi că nu mă ascultă. Hai să mai spun. Prieteni, gata. Termin și-o vlogul ăsta. N-am rezolvat problema cu... cu Leonardo, nu vrea să-l bage Denis, Denis ăla. Merg la el să văd ce face acolo. Am atât prieteni, nici nu știu cu tine nimic de am. Eu vă mulțumesc din suflet. Vă doresc o duminică plăcută. Uite că nu se vede bine în partea asta. Vezi becul ăsta. Ce să faci mie? În pahar. Faci? Ce să-ți fac? Deja. Pe sărățea. Zi. Să fac bacon așa frumos. Să-ți mai fac cu brânzică. Ah, uite, așa se devină. Cam atât, prieteni. Vă doresc o duminică plăcută. Multă sănătate. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Și ne revedem mâine. Vă pup, pa, pa. Vă pup, pa.